În octombrie anul trecut, campania a început în instituțiile de învățământ din Pitești, mai precis în școlile generale cu clasele 7-8. Chiar luni a fost organizată o nouă acțiune de control în locațiile unde funcționau cele 4 magazine unde se comercializau stupefiantele, niciunul din ele nefiind deschis după acțiunea din toamnă a anului trecut. Prefectul Cristian Soare a anunțat că această campanie se va extinde în toate școlile din județ. Va continua campania privind prevenirea consumului de substanțe endobotanice. Această campanie, care anul trecut am derulat-o în perioada octombrie, noiembrie, decembrie, în școli a fost de un real succes. Magazinele sunt în continuare închise. Am verificat chiar astăzi de cele 4 magazine care vi dau substanțe endobotanice, cele magazine de vise nu mai sunt, sunt închise. Voi continua această campanie în toate liceele din municipiul Pitești și, bineînțeles, că o vom extinde și în orașele județului Argeș. Campania constă în prezentarea în școli a riscurilor pe care le implică, în fapt, consumul de etnobotanice și au fost implicate mai multe instituții. A fost un succes, deoarece la această campanie au participat de profesorii, elevii, medicii, psihologii școlari și toți au spus că a fost un real succes.